facem piulițele, dăm capacul jos. Cam în halul ăsta. Unde e șurubul de acționare la altul? Aici avem reglajul pentru lanț, șurubul. Nu știu dacă se vede. Aici are bolțul care intră. Când rotim, venind în spate, îl eliberează, dând în față, îl strânge. Așa,
distanțul ca să fie strâns relativ bine la început. După 2-3 tăieri ajustat, el se mai întinde, se așează deocamdată. O să dau puțin ulei pe lanț. Pe ghidaj. Dacă merge rotit acum, că e strâns cam tare. Tind un pic de ulei. Acum strâng din nou. Încă un lucru de știut. Aici avem orificiu. Aici este rezervorul pentru ulei, pentru lanț. Și aici orificiu pentru rezervorul cu combustibil. Avem aici, am pregătit deja în recipient, avem aici un semn. Până acolo este, se pune benzină și până la distanța liberă o să punem ulei de amestec. Așa cum am zis, turnăm ulei. Așa, cam acum e nivelul, e roșu, punem capacul și l-amestecăm. Am pus combustibil. Am băgat, l-am amestecat. Am pus și ulei de ungere. Și ne pregătim să facem o probă. Deci am amorsat. Vedeți că are deja combustibil. Avem aici butonul on. Aici avem șocul. Trebuie apăsată clapeta și tras și să încercăm o pornire.